Alianța Sindicală a Federațiilor Drum de Fier Elcatel va declanșa o grevă de avertisment în data de 15 septembrie 2023. Sindicaliștii spun că mai bine de 30 de ani lucrătorii feroviari își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă precare, fără grupuri sanitare, echipament individual de protecție adecvat, lipsa de personal generând un număr foarte mare de ore suplimentare, aspect care afectează starea de sănătate a salariaților. Sistemul feroviar are nevoie urgentă de personal, personal calificat și specializat în meserii care nu se regăsesc în alte sectoare ale economiei naționale, motiv pentru care, prin greva de avertisment, dorim să atragem atenția factorilor de decizie și a opiniei publice de la nivelul Guvernului României cu privire la faptul că este nevoie urgent de implicare pentru a evita blocarea sistemului feroviar, spun sindicaliștii. La sfârșitul lunii august și Federația Mișcare Comercial Vagoane a anunțat proteste.